însă este un rezultat pe care statul moldovean și l-a dorit, acesta a fost. Pe de altă parte, pe mine mă îngrijorează declarațiile pe care le-am auzit din partea PSD-ului zilele trecute. Declarații care se referă la pactul de apărare și la asigurarea celor 2% din PIB pentru securitatea națională. Declarații care mie mi-arată că PSD n-a înțeles absolut nimic din ceea ce se întâmplă în regiune, din ceea ce ar trebui să se întâmple cu România ca pion de bază, ca factor de stabilitate în această regiune. Faptul că domniile lor pun problema în sensul în care putem să asigurăm măriri de salarii dacă nu mai asigurăm cei 2% din PIB pentru apărare, mie mi se pare un act de irresponsabilitate și mi se pare așa că cine a făcut declarația joacă rolul de agent de influență pentru Moscova și nimic altceva. Păi, vedeți cine a dat declarațiile și o să constatați că este cea mai periculoasă declarație care a trecut din nefericire neobservată. Da, domnul Ponta a dat această declarație, însă nimeni din PSD nu l-a contrazis.